Deci suntem gata, putem începe, da? Suntem gata să începem? Ne-ați luat prin surprindere. Cu știrile sau... Prezența. Stimați reprezentanți mass media, vă mulțumesc că ați dat curs invitația la această conferință de presă. Deci anul 2022 a fost declarat Anul European al Tineretului, iar guvernul și instituțiile din subordine vin cu o serie de instrumente în susținerea și abilitarea tinerilor. Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, pe care am onoarea să o conduc, de comun efort cu Ministerul Economiei, este la moment în proces de a ajusta și a dezvoltat noi instrumente de abilitare economică a tinerilor. Și am să încep aici cu noutățile cu care noi venim în ceea ce privește programul de stat Start pentru tineri. Deci programul dat în săptămâna ce urmează, urmează a fi prelungit pe o perioadă de încă 3 ani și de asemenea venim și cu noutăți în ceea ce privește mecanismul de aplicare sau mecanismul de implementare a acestui program. Și aici vreau să menționez majorarea valorii grantului până la suma de 200.000 de lei pentru antreprenorii care vor să se lanseze în afaceri și care pentru prima dată vor să încerce lumea afacerilor. De asemenea, simplificăm procedura de aplicare. Renunțăm la aplicarea în bază de apel și facem un proces continuu de aplicare începând cu luna următoare. De asemenea, ajustăm mecanismul de instruire prin transformarea acestuia într-un proces de ghidare și mentorat, ceea ce, de fapt, tinerii antreprenori au nevoie mai mult decât doar suport financiar. În același timp, extindem termenul de aplicare la componenta de finanțare pentru cei care deja s-au instruit în cadrul cursurilor ODIM, de la un an la 3 ani. Și, în cele din urmă, dăm posibilitatea ca aplicanții să fie și persoanele fizice care la moment încă nu au înregistrată o companie, dar urmează să o înregistreze în următoarele luni. În ceea ce privește beneficiarii la programul de stat Start pentru tineri, evident este vorba de persoanele cu vârstă cuprinsă între 18 și 35 de ani, cetățenii ai Republicii Moldova, care vor și au dorința de a se lansa în afaceri. Necesitatea prelungirii și ajustării acestui program vine din dorința pe care noi o vedem, pe care o au tinerii, de a se lansa în lumea afacerilor. Deja de la începutul acestui an avem circa 180 de persoane care s-au înregistrat la componenta de instruire a programului și peste 160 de persoane deja care au venit cu proiecte investiționale pe care vor să obțină suportul financiar a statului. Dar poate cel mai important element al programului Start pentru tineri cu care noi venim la nivel de inovație este lansarea unui nou instrument în cadrul programului și anume grant, credit cu componentă de grant. Acest instrument urmează a fi implementat de către 3 parteneri. Este vorba de ODIM, care vine cu componenta de grant. Este vorba de Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă, care vine cu facilitatea liniei de credit. Și este vorba de instituțiile financiare care urmează să asigure efectiv procesul de acordare a împrumutului și monitorizarea beneficiarilor. Condițiile acestui instrument sunt cele mai avantajoase la moment care există în sistemul financiar. Și aici, evident, mă refer la rata dobânzii, care este o dobândă fixă de până la 6%. În același timp, grantul maxim care urmează a fi acordat de către ODIM este de 250.000 de lei până la, iar volumul creditului până la 1,5 milioane lei. Deci este vorba de un pachet financiar de circa 1,75 milioane de lei, suficient deja pentru a dezvolta afacerile lansate de tineri. Deci dacă prin componenta doar de grant un tânăr poate să vină să-și lanseze o afacere, atunci prin componenta 2, ce ține de credit cu porțiune de grant, tânărul vine deja să-și aducă afacerea la un alt nivel de dezvoltare. De la începutul anului există un interes pentru această linie de credit, după cum spuneam, implementată de Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă. Până la moment au fost finanțate circa 76 de proiecte investiționale în volum de circa 42 de milioane de lei.
Iar faptul că deja va fi inclusă și componenta de grant, vedem o potențială animare a tinerilor pentru instrumentele respective. Și un al treilea element la care ar vrea să mă refer și la care ar fi bine ca tinerii să fie informați, este faptul de garanțiile la creditele contractate de tineri. La fel pentru dezvoltarea afacerilor. Începând cu luna februarie anului curent, noi am facilitat accesul la garanțiile financiare emise de fondul de garantare a creditelor implementate de ODIM. Și anume prin faptul că am micșorat, am eliminat comisionul de garantare de 0,35% pentru anul 2022 și am majorat plafonul de garantare. Practic, până la 80% din valoarea creditului poate fi garantată la moment de către ODIM. Iar pentru tineri, plafonul total al creditului este de circa 5 milioane de lei. Respectiv, avem instrument de grant, avem instrument de credit cu porțiune de grant și avem și garanție pentru același credit cu porțiune de grant în cazul în care tinerii nu au suficient gaj. Deci, practic, toată paleta de instrumente pentru a asigura un pachet financiar sustenabil, puternic, ca tinerii să poată să-și dezvolte afacerile. În același timp, trebuie să menționez că pe lângă programele și instrumentele financiare dedicate expres tinerilor, ODIM implementează și alte programe de stat unde potențial beneficiari pot fi tinerii. Și aici vreau să reamintesc programele Femei în Afaceri, Pare 1+1 destinat migranților, inclusiv tinerilor care vor să se întoarcă acasă și să lanseze afaceri, programul de digitalizare a IMM-urilor, programul de creștere și internaționalizare a IMM-urilor, care de asemenea sunt eligibile pentru tinerii antreprenori. Și la final, aș mai vrea să menționez că ODIM nu are misiunea doar de a da granturi. ODIM are misiunea de a dezvolta spiritul antreprenorial, de a dezvolta cultura și a crește educația antreprenorială. De aceea, noi suntem în proces de fortificare a acestei funcții, în sensul ca să venim cu un program de educație antreprenorială și, iarăși, în special pentru cei tineri. Astfel încât statul să poată pune la dispoziția tinerilor nu doar suport financiar, dar și suport sub formă de instruire, mentorat, ghidare în afaceri. În acest fel să asigurăm ca proiectele investiționale să fie duse la bun sfârșit și acestea să aibă un impact asupra economiei naționale cât mai mare. Bună ziua, am eu unele precizări. Dacă puteți să ne spuneți ce anume s-a schimbat? Adică până acum era doar posibilitatea de granturi și care era plafonul? Dacă puteți să ne spuneți și înțeleg că acum e vorba și de aceste condiții de creditare mai... Dar să ne spuneți dumneavoastră mai bine. Ce a fost și ce s-a schimbat? Deci până la moment, programul Start pentru tine prevedea granturi de până la 180.000 de lei cu o contribuție proprie de 20%. Acum noi creștem acest grant până la 200.000 de lei și prevedem posibilitatea ca după ce a fost realizat un proiect investițional doar în bază de grant, el să mai poată obține un credit cu încă o porțiune de grant de până la 250.000 de lei. Practic, statul pune la dispoziția tinerilor o anvelopă financiară de 450.000 de lei. În condițiile în care el își lansează o afacere și ulterior vine să o dezvolte. Pentru că deja când vorbim de contractarea unui credit cu porțiune de grant sau fără porțiune de grant, deja trebuie afacerea să aibă o anumită activitate, să fie bancabilă și să prezinte anumite rezultate financiare. Păi iată, statul are grijă nu doar de a lansa afaceri, dar și de a le ghida pe parcurs prin sprijin financiar. Acum, în ceea ce privește componenta de credit cu porțiune de grant, am menționat că condițiile sunt cele mai avantajoase care la moment sunt în sistemul nostru financiar. Cu rata dobânzii de doar 6%. Acesta este un avantaj semnificativ în condițiile în care inflația a adus ratele de dobândă la nivele destul de ridicate. Și pe lângă aceste elemente strict financiare, deja venim și cu ajustări în care
în contextul în care să facem programul mai eficient. Pentru că, la moment, spre exemplu, întâi trebuie să te înscrii la instruire, să aștepți când va fi lansat apelul de finanțare, ulterior încă un timp relativ îndelungat pentru a vedea dacă ești eligibil și ai fost acceptat. Și această perioadă, ținând cont că este atât de îndelungată, duce la faptul că mulți tineri fie renunță să mai lanseze afacerea, fie au deja alte idei de afaceri, alte necesități, prețurile la proiectul investițional se schimbă între timp și situația este cu totul altă. Acum, prin ajustările pe care vom face, vom eficientiza acest program, astfel încât din momentul în care persoana a aplicat și până în momentul în care obține grantul, finanțarea, să nu treacă mai mult de 2, maxim 3 luni. Iar în cazul situației cu credit, cu porțiune de grant, această perioadă să nu depășească 2 săptămâni. Și dacă puteți să ne oferiți niște statistici, anul trecut, de exemplu, câte proiecte au avut succes în cadrul acestui program, dacă aveți așa cifre? Când vorbim de succes, noi nu urmărim doar câți tineri am finanțat și câți bani am acordat. Noi urmărim să vedem câte afaceri au ajuns la maturitate, câte afaceri se dezvoltă, câte impozite acestea achită la bugetul de stat, câte locuri de muncă au creat și cât beneficiu în general au adus economiei. Respectiv, tot acest impact trebuie monitorizat pe o perioadă mai lungă de timp și atunci vom putea să venim cu niște rezultate clare. Dar la nivel de cifre, programul Start pentru tineri cu anvelopă financiară de circa 20 de milioane de lei pe an își permite să finanțeze până la 100 de afaceri dedicate tinerilor. În acest an, important să menționez, este că avem și o suplimentare de la bugetul de stat, deci Organizația pentru Dezvoltare Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii urmează să fie alocate surse financiare în valoare de 200 de milioane de lei urmare rectificării legii bugetului de stat și iată vom avea posibilități financiare mai mari de a susține mai multe afaceri și de a ajuta mai mulți antreprenori. Mulțumesc și vă zic o zi bună în continuare!